scena pentru mine este total altceva decât viața de zi cu zi. Nu știu dacă aș putea să stau foarte liniștit pe scenă. Acum câțiva ani am avut piciorul în gips și am avut 13 concerte. La un moment dat am găsit soluția, nu puteam să stau pe scaun, pe scenă, nu? Și am găsit un aparat din ăla care mergi cu frâne și mă plimbam cu ăla, îmi puneam piciorul acolo pe ăla și mă plimbam pe scenă cu ăla și aveam și loc unde să-mi pun microfonul. Eu cred că sunt un tip destul de liniștit, echilibrat și magic. Hello! Sunt Vita de la Implant pentru Refuz, Blazaj, Pavilionul de Plastic, Tihodrom, 150 Stoca, Electronic Resistance și multe alte lucruri și trupe pe care nu le știu încă. Cred că am fost un copil foarte activ. Mama spune că probabil extrem de activ. Chiar îmi spunea că uneori o luam cu așa o mare viteză că credea că trec prin zid. Ne luam pur și simplu de dimineață, ne făceam ce aveam de făcut prin curte, dădeam la porci, curățam la găini, din astea la iepuri, știi? Și după care, bang, la joacă, luam bicicleta și dă-i și colindă și căutai alți copii care își urtimina și ei lucru sau dacă nu îi ajutai, îi ajutam pe Luci și pe Dani, vecinii, să strângă roșiile, să le ducă, ca să îi eliberăm mai repede, să putem să batem mingea, să distrugem țiglele. Distrugeam țigle când ne jucam 9 pietre, deci era un joc foarte fain cu din țigle tăiam țiglele și făceai o grămadă de 9 pietre puse una peste alta. Și atunci veneai cu o minge de rotundă, din asta, o beșică de gumă și de la o linie aruncai după, și erau două echipe. Și se împrășteau pietrele și fugeai și ceilalți vreau să te prindă cu mingea, să te atingă. Dar în timp ce fugea după unul, altul venea să pună pietrele. Dacă puneai tu pietrele înainte să atingă toată echipa, câștigai tu. Țin minte că ne petreceam toamna, începeam școala, de fapt nu începeam școala, făceam câte o lună jumate de practică agricolă și mergeam pe câmp să strângem cartofi după ce au fost strânși ca să nu se piardă, să depănușăm porumb, să tot felul de chestii, pe care vierm de mătase, strâns de mușețel, de păpădie, rădăcini de păpădie. Și inclusiv veneau niște grămezi de cărbune în curtea școlii, grămadă de cărbune așa, numai praf de cărbune, și toți veneam atunci să căutăm în praful la bucățile de cărbune bun, să-l punem frumos în magazin. Și când vedeam chestiile astea, tot timpul vreau să iau în partea cealaltă și de multe ori chiar dispăream cu prietenul Coco, Corin Mariș, ce a fost pasist la Persona. Și ne făceam pur și simplu, în timpul lucrării ne făceam nevăzut, stăteam undeva într-un pod, dar îi urmăream pe ăștia cum lucră până se strângeau și atunci mai veneam și ne pâra câte unul, bineînțeles. Poate uneori chiar bulbucă. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să dau la oraș, la liceu, ca să scap de... Că am auzit că ăștia de la liceele bune din oraș nu făceau atâta practică. Și într-adevăr, când am fost, nu se compara, era... Ascultam foarte multă muzică, eram deja fan de Depeche Mode de prin 86 și eram un tip care ascultat foarte mult New Wave și am nimerit în internat într-o cameră de rockeri. Direct și eu cu zâmbetul, așa, dar tu ce muzică asculti? Depeche Mode, da, noi Iron Maiden. Da, ok. În minutul 2 deja conduceam o valiză pe sub pat, împingând-o cu capul. Târâș. Oricum nu aveai voie să asculti muzică în internat și asta, dar aveam un casetofon din acela rusesc, maro, așa. Și la ora 10 era stingerea, așteptam, toate camerele așteptau să intre pedagogul la el în cameră, să nu se mai audă nimic.
Și pe la 10 jumate apărea casetofonul și pentru Neric așa puneam câte o casetă și atunci ascultam Maiden, AC/DC, Bielodugme, Magazin, Plavi. Erau ore întregi de audiție, practic, dar așa în surdină toată lumea. Noi eram 10 în cameră, cât erau mai mulți în cameră, cât erau mai multe gusturi. Și aia era foarte bine, practic. Și cred că de aceea, cumva, eu sunt un tip care am nevoie de fusion, așa. Mie îmi plac foarte mult trupele de fusion și când, în anii 90, când au apărut combinația între rock și hip-hop, între electro și rock și nu știu ce, eram mega fericit, ziceam, da, asta e, știi? Nu-mi plăcea numai așa să ascult, doar erau din aia care ascultau numai stilul ăsta și numai ăsta până în pânzele albe. Hai să ascultăm tot, uite câte muzică faină pe planeta asta. Și combinațiile dintre ele erau și mai faine. Înainte de Revoluție, în clasa 10 am prins Revoluția, am fost doar la brigada artistică, teatru, din astea care erau special dedicate pentru cântarea României, cor și așa mai departe. Drumul era cumva hotărât. Mergem, i-am făcut mate fizică, mergem mate fizică, treapta întâia, treapta a doua, după aceea facultate tehnică, ajungem inginer, totul e bine și frumos. Dar a venit Revoluția și a schimbat tot. Practic tot s-a schimbat. Posibilitățile nu mai au devenit infinite. Nu mai exista drumul acela liniar. Acum vom merge și vom ajunge ingineri și vom fi de nădejde ai patriei. Din toate ne-am trezit toți cu plete și super fain și cu pantaloni nevazați și cu bocan și oricum eram super hippie, grungy, panco, anarhisto, mecanici, prelucrători prin așchiere. Prima trupă se chema Psycho Pampers. Da. Bine, înainte am mai avut niște trupe așa mici, eu cu Bulbuc, Ovidiu Tacăr și cu Cocol la Peream, fiind toți trei împreună, am mai făcut ceva proiecte pe acolo cu o orgă ce am găsit-o din aia, ce avea și un ritm și dădeam noi cu ghitările pe lângă. Ceva, Clamos for Rufos se chema, adică clame pentru rufe. Și după aceea am făcut Psycho Pampers și eu cochetam cu ideea că voi cânta la bas. Îmi plăcea foarte mult ideea și instrumentul, deși nu n-am ținut un bas în mână, nu prea existau instrumente pe vremea aceea. Mi-a zis Coco, a, tu la bas, nu, lasă, eu la bas, că eu am făcut pian și avea un pian acasă și eu îmi doresc bas. Ok, bas. Bulbuc era la gitară, celălalt Silviu avea o gitară electrică și un efect mic așa, Marshall, care îl puneai la cingătoare și avea și overdrive și difuzor și auzeai gi-gi-gi-gi-gi când cântai. Și mai era un coleg Stepan care avea un singur băs de tobă și a zis eu la tobe și cine la voce? Și toți s-ar uita la mine. Ok, deci eu rămân la voce. Da, păi tu rămâi la voce. După care, dacă ești la voce, trebuie să scrii și textele. Perverse sentimente, imagină prezentul. Perfuziile mentale s-au rupt și țipă viermii care rot pe dinăuntru să stau sau vreau mișcare. Nu mai suport minciuni liniștitoare. Am intrat în lumea pivnițelor, ca să-i spunem așa, pentru că de când mă știu, cam toate sălile de repetiții au fost subterane. Dacă am prins vreo sală de repetiții supraterană, era pentru foarte scurt timp, nu știu ce se întâmplă, dar toți ne dădeau afară. Dovada minciunii, mizeria din noi, pe frunți încântate, sub masca de vise cadavre de roi, păcate uitate, ești binevenit. Just a moment.
la un moment dat am apărut un curent în, în state, curentul ăsta hardcore, și eram mega încântat de el și m-am întâlnit la mare cu Adrian Iacob Țavă, cu Tudor Vinerianu, fratele Ochelari, și cu Gabi Papai, Pupilu, eu eram cu Bulgu, cu Bulbu, cu Ovidiu Tacar, și am hotărât din povești și nu știu ce, să, când ajungem la Timișoara după ce trece vacanța de vară și începe școala în octombrie și asta, să ne întâlnim să facem o trupă de hardcore. Și ne-am întâlnit și a apărut Implant pentru Refuz. Numele a fost o combinație. Primele, cred că 2-3 concerte, am activat numele de Toxic Tabu. Ăla a fost primul nume. După aceea am zis hai să schimbăm, pentru că nu înțelegea nimeni cine să știa ce e. Și eu am venit cu Implant și Bulbu cu Refuz. Am făcut o brainstorming și astea erau printre câștigătoare, așa. Și după aceea Bulbuc a venit cu ideea să le unim pe astea și să fie Implant pentru Refuz. Și automat a doua, a treia zi deja am scris cu el împreună versurile la textul de la piesa Implant pentru Refuz, care definea ce este acela un Implant pentru Refuz. Pentru că ceasul se apropie, veți fi vânduți și cumpărați. Prețul va crește, dar să ne anunțați. Atacul psihologic va deveni abuz, iar ca să reușiți, aveți nevoie de un implant pentru refuz. Versurile astea stau în picioare și după... Da, sunt valabile și azi, da. M-ai întrebat prea mult să afli un răspuns, un soare. Am oferit tot ce-am avut, dar ai uitat să fii așa cum aș fi vrut. Am făcut o facultă tehnică, deci am făcut construcții hidro, chiar baraje de greutate, deci, dar făcând, bineînțeles, 6 ani, că n-am reușit să termin 5, am repetat anul 3 pentru construcții metalice. Totuși, o facultă tehnică îți dă o structură și ceea ce fac eu, pe lângă poezie în versul, tot timpul știu foarte clar despre ce o să scriu, care este firul roșu al povestirii și unde vreau să ajung. Și cumva, și atunci pornesc structural și structura aceea, scheletul, încep să-l îmbrac cu cuvinte și cu... Am structura și dau patina poetică, care, exersând în timp, ajung să, probabil, să și scrie condeiul mai frumos. Eu am totuși o frică de a vorbi pe scenă. Adică eu mă exprim foarte bine în acea scurtă piesă de teatru care este o piesă Implant sau o piesă Blazar. Ele sunt, practic, niște piese pe care noi le jucăm. Eu așa îmi văd eu interpretarea mea ca și vocalist. Eu interpretez tot timpul textul și sunt acolo pentru acel text. Și atunci textul acela este ajutat de muzică, practic e o mică scenetă, nu? Și între piese eu sunt ca în pauză. E foarte greu să vorbesc atunci între piese. De multe ori îmi spun colegii de la Implant și de la Blazasă, dar de ce nu faci niște texte care să le spui între, să ai ceva, că o văzut ei la alte formații care spun chestii, dar nu pot să fac asta. Cam au de contracepție cu Implant, voi da o lecție. Atenție, nu facem flecție la erecție. Ipere ochete, vom intra la colecție. Facem selecție printre cei cu gând să vând. Dar nu veți reuși, deși la fel veți fi frumoși ca niște copii, dar totuși niște copii. Voi tot ne veți plăge stropii de belauri. Ca atacul prea vizia, prea ar fi pentru tartamuri. Cu putere veste claruri, forța va fi cu noi. Mereu căci eu, vita ochelari.
și implant pentru refuz și blazaj sunt proiecte de suflet. Implantul e cel mai vechi, din 95 sunt în implant. Și din blazajul sunt 98, practic am fost acolo la naștere, am în două proiecte. Diferența dintre blazaj și implant sunt oamenii cu care cânt. Oamenii care cânt în implant îmi dau un anumit feeling, o anumită textură a muzicii, care mă îndeamnă să scriu într-un anumit fel, și ceilalți din blazaj îmi dau total o altă lume, o lume mult mai jucăușă decât, asta e o lume mai concretă a implantului și blazajul e o lume mai jucăușă. La marginea orașului apar multe drumuri noi. La marginea orașului pământul se rupe în mii de bucăți. Tăblițe colorate prezintă viitoare mărețe edificii, iar de după grase bălării rânjesc proaspete fundații. Mie mi se pare că tot timpul underground-ul s-a îmbinat. Deci, și ce se întâmplă, că există formații care merg așa în paralel și merge implant în paralel cu blazajul și ăsta, e practic un rezultat al acestor îmbinări și a faptului că muzicienii, toți pe care i-am cunoscut în Timișoara, mergeau în paralel. Cântau în paralel, se vizitau în paralel, se ascultau muzica unul la altul, se criticau unul pe altul ca să fie constructiv, practic. Nu neapărat că se bârfeau sau asta. Dar spuneau, bă, nu mi-a plăcut acolo sau nu știu ce. Când îți zice unul mai mare că o critică de genul ăsta, stai puțin să te gândești și într-adevăr ai dreptate. Nu știu, când mi-a zis prima oară Boița că Alex Perin mi-a spus că na, suntem ca o trupă de studenți pe scenă care cântă la Cântarea României, ceva de genul ăsta sau nu știu ce. M-am ofticat foarte tare. După aia m-am uitat pe filmări și într-adevăr așa eram. Eram ca și cum suntem la Cântarea României și trebuie să cântăm la brigadă sau la asta. El venind din Germania și el a cântat și cu Umbra et Imago și înainte cânta cu Roșu și Negru și... știa același show. În timpul pandemiei am scos un proiect de la... pentru că eu fac sound design. Aveam piese muzicale care au fost făcute pentru muzică de dans contemporan, pentru teatru și așa mai departe, care am început să le scot în albume. Și practic mi-am dat nume la acest proiect, care se cheamă 150 Stoca. Ca să nu fiu singur în acest demers, l-am luat și pe Uțu Pascu, adică pe Doctorul Sinteză, și pe Le Marian, pe Adrian Marian, și am făcut o casă de discuri de muzică electronică în pandemie, care se cheamă Psihodrom Records. Acesta este highlight-ul de anul trecut, din punctul meu de vedere. După 20 de ani am reușit să scoatem un album foarte fain cu blazaj, Întoarcerea omului furnicar. Și sunt mândru că sunt unul dintre realizatorii acestei coperți și pe care am făcut-o împreună cu colegul meu Eugen Neacșu. Și unde ne-am dat frâul liber imaginației și am descris universul din Întoarcerea omului furnicar. Omul furnicar a pierdut în cursa pentru președinția blocului și atunci s-a dus și-a luat un program sabatic și s-a dus 14 zile în mall și de acolo a venit cu 14 povești. În vara aceasta am fost la Buzad cu Musicon, a fost o tabără de vară de creație. Un lucru foarte fain ce nu mi s-a mai întâmplat până acum, dar uite, se întâmplă și la 50 de ani minuni. Și am fost într-o echipă cu doi oameni foarte faini, cu Serena și cu Adolf, cu Dolphy. În fiecare zi am scos o piesă și am denumit acel proiect Pavilion de Plastic, deoarece stăteam sub un pavilion de plastic. După 3 zile în care echipele au lucrat așa de sine stător ca echipă, am început să ne combinăm și am scos piesă cu Uțu, cu Le Marian, cu, și la un moment dat am scos piesă cu
o piesă cu Calu, în care o să și cântăm cu Jazzy B, dar va fi lansată anul acesta. Și e așa foarte simpatică, Calu împreună cu Vita lansează piesa Oaia. Cum văd eu lumea în care trăim acum? Haos total. Cred că constanta haosului a ajuns în tot. De fapt, ea există în tot acesta. Cred că nivelul de agitație este extrem de mare. Dar deocamdată suntem, eu zic că suntem extraordinar de binecuvântați aici în România și de la Revoluție încoace n-am mai avut niciun incident care să ne zdruncine și suntem totuși într-o zonă stabilă și ceea ce este foarte bine. Între cei în jurul nostru războaie prostii de demență. Și sper să fim binecuvântați în continuare și să nu o luăm și noi razna, dar de asta nu depinde, depinde foarte mult de conducătorii noștri iubiți și de planurile lor. Până la urmă toți suntem niște mici pioni. Un pitic de grădină a început revolta. Geamuri de termopane l-au urmat și împreună s-au îndreptat spre centrul noului oraș. Acolo un geam termopan în formă de pentagram a strigat: să trecem totul prin inox și plastic. Dar totul era trecut prin inox și plastic. Așa că ușile de garaj, ușile de grădină împreună cu geamuri de termopane au hotărât să fac o asociație. O asociație de evidențiere a lucrurilor profund asemănătoare. Și au plecat, pentru că la fix începea întâlnirea masonilor de rigips.